Hai zis că avem de tăiat suleți acum. Băi, dar eu nu pot, frate, să fac asta. Nu, deci eu nu pot. M-am enervat cu secerea că nu-mi ieșea operațiunea. Păi nu așa, zis. Dar cum? Dă-mi cu asta. Este cum făcea tăică? Hârști. Hai mă, hârști, bârști. Și am zis, Larisa, dacă ție se ție chestia asta, fă-tu asta, că eu merg înainte cu culesul la porumb. Este ușor să seceri, dacă îmi dai o seceră bună. Aha, s-a rupt? Bine zis! Nu una care se desprindea coada. Nu mai avem alta, că e una de persoană, i-am scăpat. Bă, ce scârbă mă e mirosul și, bineînțeles, animalele alea nu suport, sincer, mi-e scârba. Zic, tu, Tatiana, Neamarin vorbește, a zis că tu intri acolo. Eu, Sandy? Circ, circ! Nu, nu, nu! Porumbei! Bravo, Tatiana! Ai ieșit! Nu-i nimic, nu-i nimic! Intră pe aici! Ea a făcut curățenie și, între timp, vorbea cu femeia, pe bunica. Dacă te ajut eu, uite cum se face. Păi, dar am zis, ca să nu fie nesimțită, zic, hai să mă duc și eu înăuntru, arat că am curaj. La aeroport. Sincer, e mai frumos cu tigre și lei decât pe porumbei. Oricum, l-am făcut-o ca să nu arată că să fie cu fițe. Bineînțeles, am făcut-o ce am putut-o. Ma câtă c***a face fiecare zi astea? Încă sunt puține acum, dar când sunt multe, vezi cum e. Ce lădiță proastă. Uh-oh. După ce ne-am terminat toate sarcinile, am primit de la minunata bunicuță de acolo atât porumb pentru fiert, cât și două sticle de apă sfințită. Și truică pentru toți. Mersi! Mauricio, meriți! Pentru mine! Meriți, da, bravo! Am luat porumbul, ne-am urcat mașina și am plecat repede la circ pentru că știam că urmează să avem repetiție cu toții și că nu aveam nimic încă făcut. Pa, 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 pa. Vă așteptăm la circ. La circ. Hai, voi, hai, la circ. Da? Hai, gata, hai. E domnul foarte drăguț de la mine, ne-a luat el cu o mașină și ne l-a dus la circ. Ne-a dat și un sac de poașă din asta care să putem aprinde. Avem totul pregătit pentru foc. Domnul producător! Da, vă rog! Domnul regizor coregraf! Da! Am ajuns la circ, unde trebuia să avem o discuție despre repetiții. M-am bucurat foarte mult că din echipa de producție a acestui spectacol face parte și Edi Stancu. E parte din familie și el. Vă rog doar atât să mă lăsați să îmi expune un pic părerea. Dacă nu e bine, eu vă las pe voi să faceți cum vreți, astăzi, mâine, dar și poimine. Deci, uite cum am gândit eu. Primul moment să fie cele trei fete cu băieți. Ne jucăm un pic cu publicul, dar de data asta în perechi și în costume populare. Tu prezinți momentul meu, eu joc călușul. Atunci, ce-i aduci pe ei? Așa. Și începem noi asta? Da? Facem un moment din Țara Oașului. Așa vrei să începem? Păi nu așa am început, așa? Nu vrei așa să începi? Nu, cum, unde vrei momentul? Nu poți să intri primul, ești nebun. Să fie cumva spre final. Îl dăm să le dai după totul la început. Liviu, le dai cu tine. Să plictisească pe scaune. Nu mai vreau să vină Neamarin o dată. Aia Neamarin nu mai vine, ce crezi? Da. De acord. Nu, 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 e bine. Îl așteaptă că lasă, se așteaptă bine, să mai intre. Corect. Da, bun, acum. Trebuie să băgăm ceva în prima parte. Aici. Și eu și Alex ne-am dorit să facem un moment interactiv. Dar nu putem să intrăm eu cu Alex să dansăm un pic, să apară Maurițiu. Ia, hai, tu, avem nevoie pentru mai departe de 10 copii. Dar n-ați fi rău asta, să-i învățați 4 pași. Și atunci am venit imediat cu ideea să intru eu cu Alex dansând, să-l implicăm și pe Maurițiu. Larisa este dansatoare profesionistă. Are bagajul lui Neamarin în spate, știe tot ce trebuie să știe și e foarte talentată. Și Alex, care este nepotul lui, și el, la rândul lui, profesor de dans. Ce am putea în prima parte, dacă în vrei? În prima parte să-i băgăm pe ei. Și voi ce dansați? Șchioapa. Șchioapa de la Șeuz din Bistrița Năsăud. Șchioapa, nu te referi la tăticul
Șchiopă, te referi la un dans. Fraiere, e un joc, se numește șchiopă. De la Șemuți, Bistrița, la Lunelu, 11 ani nu l-a învățat, șchioapa o să o veți în 22 de ani de aici încolo. Eu. Da. Are un ritm ușor de asimilat de copii și să rămână cu o impresie plăcută că, uite, nu doar au mers la circ, dar au avut și ocazia să învețe un joc românesc. Am un respect foarte mare, am descoperit circul la vârsta mea, să zic așa, da. Și asta mi-ar place să particip cu ceva. Nicolae a vrut să facă orice. Nicolae, că el vrea să încerce la... Eu vreau să fac balansoarul acela care era foarte periculos. Măi, gropițe, măi... La săritură e periculos. E și periculos și, în al doilea rând, Nicolae este foarte înalt. Am mai încercat alții înaintea, dar și nu erau atât de înalți. Tu ai piciorangele astea, dacă stai pe spate, zici că ești troleul de la de asărit alea după sârme, știi? Tu n-ai cum să stai pe ăla, asta cu săritura să-ți iasă din cap, crede-mă ce zic. Am ieșit. Deci acolo mi s-a părut că îi dă dovadă de mult echilibru vârciu. Risca să se lovească tare. Mai e un moment pe care Dani l-a făcut. Ai văzut că am vrut să nu mai... Înțelegi că are super funny și super de vizuale maxim. Mai ales că tu ești mic de statură și ți-ar sta bine într-un balon de la șale. Ai putea să încerca, o să-ți arate Dani, să vezi exact dacă poți. Cred eu, da, ar fi super mișto. Sunt foarte curioasă, foarte curioasă cum o să iasă. Noi avem spectacol asta seară, mâine seară și duminică seară. Eu vă propun să adunăm toți circarii, să încercăm un joc în perechi mai simplu. Poți să zici eu ceva? Te rog frumos. Ce am văzut eu până acum în spectacolul ăsta e ok, dansul e ok, place. Dar noi vrem acum să dansăm. Fie în forță. Să fie, da. Și să dansăm toți, să vezi când facem sincron. Eu am crezut că face aia ce s-a... Nu așa. Nu. Câte răbdare am avut în viața mea. Ce-am? Le-a spus, dacă e liniște și mă lăsați 35 de minute, eu îmi termin treaba. Am venit cu ei aici în ring și am început repetiția. Drept, stâng, drept, stâng, drept. În această echipă de 6, eu și Sandy eram cei care nu ne prea pricepeam. Tu să-l înveți. Ta, 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 ta. Dana e clar că nu e străină de dans, pentru că a crescut în casa acolo și eu știu cum e la ei la petrecere. Deci în familia lui se joacă, pur și simplu, se pune muzică populară și se joacă. Este o energie foarte frumoasă și ele au fost crescute în spiritul ăsta. Cel mai amuzant a fost pentru mine să-l urmăresc pe Nicolae și pe Senti, care vin din altă lume. Eu sunt moroșan, în Maramureș încep dansurile, tă-ră-ră-ră-lă-lă, tă-lă-lă-lă-lă-lă-lă, adică un pic cât de cât leama aia se. Stânga, genunchi prima, nu, stânga și în față. Stânga, un, doi, un, doi, dreapta, un, doi, un, doi, stânga, un, doi, un, doi, dreapta, un, doi, un, doi. Astăzi, deci era același ritm. Ta, 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 ăsta e ritmul. Neamărin știe să explice. Adică ne-a luat frumos ca pe copii. Dar nu putem face multe lucruri, pentru că Nicolae nu e dansator, Sandy nu e dansatoare. E clar asta? Bun. Este greu. Picioarele m-au lăsat de câteva ori. Dana nu dansează decât așa, de recreație, niște joculețe? Dana deprinde foarte ușor. Se asemănă cu Liviu. Ea trebuie să vadă o dată și execută. Dar de câteva luni bune vine în școală, vine o dată chiar de două ori pe săptămână și dansează. Și atunci am văzut-o că a fost și mult mai ușor. Ăsta e unul, ritmul ăla, facem în perechi cu ăsta, iepura și tot în perechi îl facem. Și ne mai trebuie, dacă ar putea, ăla, facem ăla? Hai să facem pașii. Nu, 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 ne complicăm, nu, nu. Ce am făcut? I-am învățat vreo 6 pași, dar de data asta și cu coreografie. Și cum eu cu Larisa dansez de atâția ani, n-are cum să nu meargă treaba. Este minunat, am așteptat ani de zile și mi-am dorit să fiu egalul lui. Se pare că de o bună perioadă nu prea mai face nimic fără a se consulta cu mine. Lucru care mă bucură extraordinar de mult. Și ram, pa, 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 do, ta, 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 trei,
tata, tata, patru tata, tata. O să iasă! Aici doar... Ai înțeles? Ia fiți atenți, băi! Tu doar mă asculți. Am înțeles. Încă eu aveam un pic de experiență, aveam ritmul, pentru că crescut la Maramureș și l-am cât de cât și Sandy săracă deloc, dar doar că Sandy e femeie care lucrează la circ și ea prinde foarte repede. Și acum fiți atenți. Nu mi-e concentrez. Lasă, te rog. Nu. M-ai chemat. Am zis să stai aici. Nu stau doar așa să nu vorbesc. Eu am vlogure. Eu ce să fac la repetiții? Că eu știu, cunosc. Eu cunosc toate dansurile astea populare. Acum fii atent. Desfundă-ți urechele. Bă, dar lasă-ne, băi, Liviule, lasă-ne, mâncați-ne, bă, lasă-ne. Dă-te la parte, la parte. Când e vorba de dans și de repetiții, tata se transformă. El e trup și suflet și e numai inimă pentru tot ce se întâmplă aici. Atenție! Eu cam termin aici, aici. Da. Vezi că ultima perioadă e pomânia. Mărinea, la deschidere trebuie să terminăm aici. Așa, da, stai, nu, fii atent, nu, suntem așa. Băi, ia uitați-vă aici. Rampa, pa, tăceți! E clar, gata, s-a terminat. S-a enervat. Rampa, pa. Uite, vezi, dacă eu cu fata mea nu mă mai înțeleg, dar atât. Dacă vrei să ultima e pe cealaltă. Fă ce spun eu. Când intrăm în sală, e atunci nu mai ești nici fică, nu mai ești nici nepot, nu mai ești nici rudă, nu mai ești nimic. Totul până la dans. Are chestia asta, știi? Dacă are ceva de făcut și timpul e scurt și intră el în starea lui de tensiune, îl scos cu greu. Da? Dacă ești de la început. Stai, tată, că nu mai tu vezi că toată lumea ai presiunea pe mine aici. Păi și să mă linjez că toată lumea e aici, voi nu știți, tată, bine că ați venit și voi să vedeți. Până nu se enervează și nu se consumă el, până nu dă tot afară, nu reușește să-l scoți din nervi. Ce fac eu? E logic. Uitați-vă, băi, uitați-vă, bă. Aici e un sfert. Aici e un sfert. Aici e un sfert. Ia uite. Și aici am venit cu ea și am ajuns acum. O să s-o fac și eu? Da, și. Din nou? Așa! Sandy și ea a prins foarte repede spre uimirea mea. Asta pentru mine un onor. Și cu costum. Da. Bune, pe bune. Păi da. Chiar că. Eu cred că n-am gândit asta. Vreau să te arăt și lui Neamare, că pot și eu. Vreau că el va fi satisfăs și de mine. După ce am respirat ușurat că această echipă de trei perechi își va face foarte bine numărul cu ritmurile din oaș, am zis să mergem mai departe cu jocul în perechi, cu toți All Stars, l-am numit noi. Aduceți toți circarii, artiștii, toți artiștii, să vină aici. Și am zis, hai mă să încercăm un joc, zic eu, simplu. Un dans românesc, Ariciu, din satul natal al tatălui meu, Conțește Lorman, un joc în perechi, care nu este nici foarte ușor, dar nici de o dificultate foarte ridicată. Sperăm noi să-l învețe. Drept, stâng, 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 drept, stâng. The family of Naya Marin. They are fantastic person and they all dance like wow. I was just shocked. They have in the blood from Naya Marin for sure. 1, 2, 3. Deci eu sunt avansat, pot să fac și cu spatele. 1, 2, 3. Bine! 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 Stop! Bine! Stop! Băi, eu sunt avansat, mă, fac și cu acum, spatele. Acum, atenție, fac dreptul. Fac aici, nebunie, fii atent aici. Eu sunt avansat, mă. Uite, fac și cu spatele. Cu asta în față. Liviu, credeți că a stat deoparte? S-a băgat între noi. Ca să vadă cât de inteligent sunt și cât de bine pregătit, făceam și cu întoarcere ce făceau ei numai cu față. Du-te la locul tău! Da, ce? Te ciudă că dansezi mai bine decât tine, nu? Doi și... Noi eram cu dreptul, era cu stângul. Noi eram înainte, era înapoi. Și cu întoarcere și pe în lateral și cu întoarcere. Și mai și îmbunătățeam acest dans cu piciorul. Una, două, trei și stăm! Una, două, trei și stăm! Una, două, bravo băiatul tati! Balerin te-am făcut de când te-am pus acolo. Hop! Una, două, trei și patru. N-am vrut să-l pun într-o lumină proastă, să-i arăt că dansez mult mai bine decât el. Dar spui, nu facem balet acum. Ia, dacă eu pot, dar tu și de acolo. Stați ca lemnele așa. Mai, față, mai fă și cu mâinile ceva. Mai în față aici, acolo, hai. Ne-a ajutat și Liviu cum a putut. S-a dezlănțuit. Una, două, trei și patru. Una, două, trei și patru. Una, două, trei și patru. Una, două, trei și patru.
3 și 4. Să știe? Toată lumea! Acum fiți atenți, același lucru numărăm până la 8. Liviu, îți distrage atenția, nu aveai cum să-l ignori. Deci n-am mai râs cu lacrimi de mult timp. 6, 7, 8. Una. Gata, acum! 2, 3 și 4! E invidios că eu pot mai mult decât el. Ce, mă, două picioare stângi? Ia uitați-vă! Nu, dar tu uită-te la Dani, uită-te un pic la Dani. Pentru mine e simplu. Știu că pentru ei e un pic complicat. E ceva care nu se poate realiza de azi pe mâine, într-o clipă. E o provocare, toți artiștii circului să poată intra cu acest moment pe scenă. Dar dacă își pun ambiția și se concentrează, sunt sigură că o să iasă un moment extraordinar. Eu mai ușor. Uite, mui la ei. Stai, ia fătul. Dacă faci ăla adevărul. Un, nu fac nimic. Ăla zici nu, că pune porumb cu căpă. Doi, stai, lăsați-l. Doi și... Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, schimbă. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, schimbă. Ce? Poți să zici ceva? Ia, stați, bă, ia de drum. Poți să zici ceva? Drum în cui, dă-i drum acolo. Faci în față, hai. Dacă îi fac mai bine decât tine, hai. Zici la mine toată lumea, da, și? Zi. Să vedeți că e pe camera, adică nu o vie vreo film. Ia, fă dasul, mă, pac, 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 l-am făcut direct. Seamănă cu tata, că e băiatul, ce să zic. Și? Bă, care picior încep? Auzi, te dau afară din sală. Hai. Nu spui mie cu ce picior să încep, că hai că încep. Zi, 2. Cu care vei să încep? Dreptul peste stângul. Zi. Și 3, 2, 1 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și schimb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, m-a prins. 1. Bine, bine. Acum, fiți atenți ce simplu e. Am obosit mai mult. O bună parte dintre ei nu prea aveau ureche muzicală și atunci a trebuit să insistăm pe numărătoare și să încercăm să-i determinăm să facă. Cea mai funny, cred că de departe, era Dana. Larisa, tu stai acolo. Eu aici. Țară, țară, vrei mustaș! Pe cine? Liviule, am avut răbdare! Răbdare că e spectacol! Nepotă tu! Poate să fie oricine! Dau, jur, dau! Cine-ți mai prezintă, băi, inconștientule, dacă mă lovesc? Eu sper să ne iasă chestia asta, ca să terminăm undeva sus. Nu mai vorbi, te rog, îmi vreau să vedem. Care vorbește, mă, stai... 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3 și am început. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hai și pasul 2. Una, două, trei și schimbă. Una, o, trei și schimbă. Una, două, de la cap. Unu, doi, trei, doi, doi, trei. Trei, doi, trei, patru, doi, trei. Hai și pasul trei, mai e greu. Trei, doi, trei, patru, doi, trei. Cinci, doi, trei, șase, doi, trei, șapte, patru, patru, patru. Una, două, trei și patru. Cum mai complicat un pic, mai mușcat. Cum mai complicat. 3 și 4, 1, 2, de la cap. De la cap? 1, 2, 3, 2, 2, 3. 3, 2, 3, 4, 2, 3. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, cu limba de la LA. Și... Nea Marin e, nu știu dacă ai auzit de Furtuna Bora. O poți întâlni între Slovenia și Trieste, adică între Slovenia și Italia. Când vine Bora, are minim 120-130 de kilometri pe oră vântul ăsta. Adică ia tot. Așa e el când apare. Pământul emană vibrații, emană energie. Am făcut breakdance, din breakdance a dat un freestyle. Noi făceam dans popular românesc, el făcea hip-hop. Hey, hey! Din freestyle am dat un cea-cea tro și după în tro am dat un canajambe, că nu mai știu exact ce am mai dansat acolo, că am lăsat toate dansurile.
am reușit să ajungem aproape la final. La pasul de final, care este cu pași încrucișat și sus piciorul, a obosit imediat. Și am zis, bine, îl lăsăm să repetăm următoare zi. Este imposibil să faci un dans cu atât de mulți oameni dintr-un cu totul și cu totul alt domeniu într-un timp atât de scurt. Știu precis că e imposibil să faci azi și să danseze azi. Nu! Mai repetăm, măcar în ultima seară, să putem să-l dăm. Voi toți acolo, numai alea trei perechi cu mine odată și am terminat. Pe Liviu, la un moment dat l-am rugat. Te rog eu, uite, bate și tu ritmul ăsta cu bățul. Unde trebuia să bată 1, 1, 2, 1, 2, bătea numai contra ca să ne strice tot. Pe bătăi în contratim! M-a distrat atât de tare reacția tatei când vroia să dea și când îl vedea pe Liviu în dreptul nostru se strâmba și mai tare că nu poate să o facă. Dar și reacția noastră nevorbită, negândită, instinctiv să ne punem la pământ, știind că tata sigur o să arunce, a fost delicios. Fără mâini! Op, ușor, ușor! Totul pare simplu. Foarte uimiți am fost. Dana, dar unde e taică-tu? S-a tăiat-o prin fasole. Bă, de când ai tu iarba românească? Ia, bă, dai drumul tău. Vezi tu că iarba din Italia? Vezi să nu bagi în lac, e curent. Ops, cred că am început. Cam. No! Alex a retezat una din chingile circului. S-a dus. Ah!